Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Uite că a venit momentul să discutăm despre tranzitul lui Mercur în Taur, că va fi unul mult mai special în acesta. Și spun asta pentru că va și retrograda. În primul rând trebuie să știi că Mercur intră în Taur pe data de 3 aprilie și stă acolo până pe data de 11 iunie. Dar undeva de pe 21 aprilie până pe 15 mai va și retrograda. Fac această emisiune la modul general despre tranzitul lui Mercur în Taur, după care voi avea și o emisiune specială despre retrogradarea lui Mercur. Da? Deci sunt separate. Cine este Mercur? Să ne aducem aminte, este prima planetă de la Soare, îl reprezintă pe Hermes în mitologie, dacă mai ții minte, iar în astrologie este planeta care se ocupă cu tot ceea ce înseamnă planul cognitiv, tot ceea ce înseamnă gândire, mental, comunicare, atât comunicare verbală cât și non-verbală, pentru că Hermes în mitologie era și cel cu mișcarea, cu tot ce înseamnă mimică, gestică, cu tot felul de trucuri, da? Era foarte bun la a-și da seama de ce vor oamenii să facă, deși nu spuneau nimic, își dădea seama doar din ce transmitea corpul lor. Da. Deci tot ce înseamnă de comunicare, verbală, non-verbală, de drumuri, de toată zona aceasta de schimburi, dacă el era cu comerțul, cu schimburile, da, ține de Mercur, da, toate astea. Dar, până vorbim de semnul Taurului, cine este semnul Taurului? Este al doilea semn al Zodiacului, dar cine este arhetipul Taurului? Hai să ne gândim așa. Începe primăvara, da, se duce zăpada, pământul se pregătește. În sezonul Taurului, noi plantăm semânța. Asta facem. Ce înseamnă asta? Că arhetipul Taurului se referă foarte mult la roade, la tot ce înseamnă împământenire, tot ce înseamnă resursă, tot ce înseamnă ceva din ce scoți altceva. Adică toată partea aceasta de atașamente, de am, ce am eu, ce produc cu ce am eu, ce obțin eu, ce ating, da? Să fie palpabil. Da? De aceea, de cele mai multe ori, semnul Taurului, arhetipul Taurului, atenție, se referă, bineînțeles, la tot ce înseamnă confort, la tot ce înseamnă simțuri, la ce ne face foarte muritor din când în când și pământeni. Dacă muritorii trebuie să facă anumite lucruri, da? Deci la avea, că arhetipul Taurului asta își dorește să aibă, să mănânce, să miroasă, să atingă, să audă, totul să fie estetic, să fie frumos și să fie cu surplus. Întotdeauna energia Taurului vorbește de surplus, da? Bun. Și vorbește de pe păcică, dar atenția nu pe păcica clasică, pe urmă să mi se spună că taurii nu sunt doar despre mâncare, eu știu chestia asta, vorbesc de arhetip, ci mai degrabă despre siguranță. Arhetipul Taurului vorbește despre siguranță, da? Și când luăm Mercur și punem în semnul Taurului, vă dați seama că vom avea de a face cu multe discuții legate de criza financiară, legate de inflație, legate de salarii și legate de creșteri. Creșterea ale prețurilor și creșterea ale salariilor, pentru că, bineînțeles, ne vom da seama că undeva nu iese socoteala. Știți cum e cu Mercur în Taur? Când îl iei pe Mercur și îl pui în Taur, îi place tot timpul cu creionul și cu guma să facă tot felul de calcule, să șteargă, să revină asupra calculelor de fiecare dată. Una dintre devizele lui Mercur în Taur este cât bac scoci în cât timp. Adică este interesat tot timpul de profit, întotdeauna să rămână cu ceva în buzunar. Adică da, să investească, câteodată poate să aibă arhetipul acesta și oarecare reticență. Adică da, cu cât se investesc mai puțin și să scot cât mai mult. Despre asta vorbește arhetipul Taurului. Iar cu Mercur acolo, bineînțeles că despre asta vorbim. Atât la nivel mondial, național, cât și personal. Dar hai să ne gândim puțin și pe noi cum ne influențează acest tranzit. Deși, după cum îți spuneam, retrogradarea este de pe 21 aprilie până pe 15 mai, precum te-ai obișnuit din alte emisiuni de ale mele, să știi că efectele lui Mercur retrograd în Taur se vor simți încă de când intră în acest semn, pe data de 3 și până pe data de 11 iunie, când părăsește de tot semnul acesta, care va fi contaminat. Deci, în perioada aceasta, tu, muritorile de rând, că până la urmă emisiunile acestea sunt pentru noi, te poți gândi în felul următor, să-ți faci calculele și să te uiți puțin în bugetul personal. Atenție că mă refer la arhetipul Taurului, nu mă refer la banii pe care îi ai cu alții sau, nu știu, bani pe care îi faci din afaceri, ci mai degrabă banii pe care îi faci din propria muncă, da, din salariu. Cu Mercur în Taur e un moment nemaipomenit să ne dăm seama pe ce se duc banii aiurea sau ce negocieri mai putem duce. Că e adevărat, prețurile cresc, serviciile și ele au niște prețuri din ce în ce mai crescute. Dar undeva cred că ne putem chinui să negociem sau să găsim niște posibilități, niște oferte mult mai bune pentru noi. Că după cum spuneam, cât bac scot și în cât timp scot. Asta face Mercur în Taur. Cu Mercur în Taur să știți că suntem poate mai metodici în gândire, mai lenți, pentru că vrem să procesăm informația și să o calculăm de câte ori se poate, să ne asigurăm că nu ne dă cu virgulă. Știți, mi se întâmplă deseori să interacționez cu părinți
ai căror copii au poate Mercur în Taur. Și de cele mai multe ori părinții respectiv, în necunoștință de cauză, pot să-i înțeleg și n-ajudecând din experiența lor, își judecă pe copiii lor că sunt lenți, sunt retardați, sunt încet și nu pricep și ei așa cum pricep alți copii. Da? Ori un copil, un om cu Mercur în Taur are nevoie de timp. Nu o să învețe doar pentru că i-a zis cineva ceva, ci va trebui să se ducă acasă de fiecare dată cu creionul și cu pixul în mână și să-și verifice informația de cele mai de multe, multe, multe ori până o prinde. Dar cu Mercur în Taur, când am învățat ceva și am prins ceva, păi ne rămâne toată viața în cap acea informație. Câteodată ne este și greu să renunțăm la ea. Deci de pe 3 aprilie până pe 11 iunie, indiferent, da, în ce etapă a vieții ești, în ce stagiu, da, indiferent de vârsta pe care o ai, de experiențe, de educație, cum spun de fiecare dată, ai face bine să te uiți puțin în portofel, să te uiți puțin în contul de economii. Dacă nu ai un cont de economii, te poți gândi la acesta și să începi să te ocupi de tranzacții, să-ți ușurezi puțin viața. Și nu ar strica, știți cum este, să ai un Excel din când în când și să treci acolo cheltuielile acelea zilnice. Pentru că mă refer mai degrabă la, nu neapărat la cele importante. Și cele importante, facturi, plăți, toate astea, datorii. Dar mă refer la nimicurile pe care le faci, nimicurile pe care dai banii zi de zi, da? Pe care ai putea la un moment dat să le mai înfrânezi. Bineînțeles, Mercur în Taur înseamnă o pregătire în prealabil. Să stai din timp, să te gândești, mâine te duci nu știu unde, deci o să ai nevoie. Mai bine ții un pachet de șervețele de acasă decât să mai dai banii pe drum, pentru că pe drum vei plăti un cost dublu. Există costul de oportunitate, dar acesta trebuie folosit, cum să vă spun, în anumite momente, nu de fiecare dată. Adică de fiecare dată uiți să-mi iau șervețele, de fiecare dată uiți să-mi iau nu știu ce de acasă, niște cronțănele, ceva de ronțăit, că Mercur în Taur și cu să ne liniștim ronței în ceva. Și de fiecare dată, în fiecare zi, vei cheltui dublu, triplu pe lucrurile pe care ai fi putut să ți le iei de acasă. După care, deci trebuie să vă gândiți la nimicurile pe care le cheltui zi de zi, după care trebuie să vă gândiți la facturile pe care le aveți de plătit, la toate internet, cablu, toate lucrurile acestea. Adică trebuie să vă luați salariu și în primul rând trebuie să vă plătiți pe voi, așa, după care să începeți să împărțiți banii stânga și în dreapta. E, dacă veți avea puțină grijă, puțină atenție, în mod conștient, nu să vină cineva din cer să vă zică ești tu grijă la salariu, vă zic eu acum. Și să vă luați veniturile. Veniturile mele sunt, un exemplu simplist, 1000 de lei, din care cu tărică, cu tărică, cu tărică procent, toate procentele astea se duc încolo. Și vă uitați, domnule, uite, da, cablu s-a mai scumpit. Hai, poate găsesc un cablu mai avantajos. Hai, poate sun la compania respectivă, că sunt de ceva timp client și poate există niște oferte pentru clienții vechi. Na, că sunt fidel, adică sunt de ceva, da? Tot timpul cu Mercur în Taur avem dorința asta de a calcula, de a analiza, de a negocia de fiecare dată. Poate până acum nu te-ai gândit, dar iată începe o perioadă nemaipomenită de pe 3 aprilie până pe 11 iunie, pentru că se vorbește de criză financiară. Inflația este crescută, da? Poate au crescut și niște salarii, deoarecum creșterile nu acoperă, da, daunele provocate de inflație în ultimul timp. Și cu Mercur în Taur, bineînțeles, vorbim în primul și în primul rând de banii cheltuiți pe hrană, pe mâncare, da? Citeam recent cum că, deși suntem unul dintre cei mai mari producători de ceapă sau poate cel mai mare producător de ceapă, la noi ceapa este foarte scumpă, da? Deci avem ceapă peste tot, dar noi dăm mulți bani pe ceapă. Mercur în Taur își dorește ca tu să găsești nici cele mai scumpe, dar nici cele mai ieftine produse. Adică pe ceapa aia, dacă o vei căuta pe mai multe site-uri, mai multe magazini, găsești mai multe prețuri. Nu o să te duci nici la Cucamăcăi să o iei cel mai ieftin, dar nu o să o iei nici cel mai aproape de tine, unde este poate cel mai mare preț, da? Trebuie să găsești undeva un echilibru între aceste extreme, pentru că Mercur în Taur zice aici acum și nu vrea să se gândească nici ce se întâmplă peste 1000 de ani, nici peste 2000 de ani, nici ce s-a întâmplat în trecut, vrea aici. Ei, eu dacă pot să iau ceapa asta mai convenabil, dar astfel încât nici să cheltuiesc mulți bani pe benzină sau nici să pierd timp, pentru că Mercur în Taur își dorește de fiecare dată să eficientizeze și să optimizeze costurile, da? Și zice, da, domne, e ceapa mai ieftină peste 5 km la magazinul respectiv, dar până acolo consum timp, consum bani, consum energie, aș putea să fac ceva cu timpul respectiv, da? E, cel mai aproape e de 3 ori mai scumpă. Lasă, uite, fac totuși nu 5 km, fac un kilometru astfel încât să-mi fac calculul să cum zicem noi, să se merite. Nu este corectă expresia să se merită, expresia corectă este merită, da, mă rog.
să se merite, cum zicem noi în popor, da? Deci cu Mercur în Taur trebuie să vă luați salariu și să îl puneți pe căprării și să faceți în așa fel încât să vă dea cu plus de fiecare dată, pentru că Mercur în Taur vrea să strângă. Efectiv vrea să strângă și când cumpără ceva vrea să-i reziste. Nu, deci. Iată, dragii mei, de pe 3 aprilie până pe 11 iunie aveți timp suficient. Iarăși o vorbă din popor, căcălău, așa că am văzut că unii vă supărați pe vorba asta, pe care o mai zic din când în când, timp suficient să faceți puțină reorganizare a bugetului personal. Da? Mercur face câteva aspecte care trebuie luate în calcul în zilele ce urmează. Mică mențiune, pentru că Mercur va fi într-un semn de fix, bineînțeles că le va da ghionturi celor care au un astrogramă natală, marcaj de semne fixe. Vorbim, bineînțeles, de Taur, de Leu, de Scorpion și de Vărsător. Dacă vă știți cu aceste marcaje în astrogramă, Mercur vă va tensiona puțin, pentru că undeva va trebui să amânați niște procese, mai ales cele legate de cheltuieli, da? Pentru că Mercur în Taur e mai, după cum vă spuneam, e mult mai metodic, mult mai lent, da? Mai slowly. Bun, țin să vă spun că încă de pe 3 aprilie, când intră în Taur, va face careul cu Pluto. Că să nu uităm, Pluto a intrat în Vărsător pe data, dacă mai țineți minte, 23 martie. Da? Deci nici nu intră bine, că deja provoacă o tensiune și o nevoie de a controla mult mai bine ceea ce se întâmplă în viața noastră financiară, dacă pot să-i spun așa. Pe 5 aprilie, iată, după ce face careul cu Pluto și ne dă peste cap, ne creează tensiuni interioare, face totuși un sextil cu Saturn și ziceți ok. Ok, am luat o razna cu două zile, dar hai că uite, acum îmi dau seama de prima direcție pe care trebuie să o abordez. Pe data de 7 aprilie, Mercur face o conjuncție cu nodul nord și o opoziție cu nodul sud. De obicei, când o planetă face o conjuncție la nodul nord, nu face parte de noi, ci mai degrabă o simt prin ceilalți. Așa că dacă ați avut de gând să faceți poate un curs de educație financiară, poate să citiți ceva, poate să vă uitați la emisiune sau poate, nu știu, să puneți pe hârtie toate cheltuielile pe care le aveți, asta este ziua cea mai bună, dar e important să-i mai ascultați și pe alții, nu doar pe voi, că dacă în viața voastră nu a funcționat ceva, iată, 10, 20, 30, 40 de ani, nici nu o să mai funcționeze, pentru că nu o să găsiți la voi, dar trebuie să vă inspirați din alte părți. După care, pe data de 11 aprilie, Mercur face un careu cu Luna Neagră din Leu. Asta e un moment interesant, pentru că aici puteți găsi tot felul de mijmașuri, scurtături, cum să faceți în așa fel încât să vă eficientizați bugetul. Iată, pe 21 aprilie își începe retrogradarea, care va dura, după cum v-am spus, până pe 15 mai. Pe 15 mai, când își reia mersul direct, face sextilul cu Saturn, pe care l-a mai făcut pe 5 aprilie. Deci, iată, avem un interval între 5 aprilie și 15 mai, nu neapărat de când retrogradează, să facem ceea ce vă spuneam la începutul emisiunii legat de banii noștri. Iar pe 4 iunie, înainte să iasă de tot din semnul contaminat al retrogradării, al Taurului, iată că face o conjuncție miraculoasă cu Uranus. Din fericire, de data aceasta nu mai primește aspecte nepotrivite, că știți că am avut careul Saturn-Uranus atâția ani activ. E de data aceasta conjuncția Mercur-Uranus și țineți cont că în semnul Taurului este și Jupiter în momentul respectiv. Da? Deci aici putem găsi idei geniale sau poate veniturile noastre se pot schimba. Dar atenție, că Uranus nu e nici bun, nici rău, e doar neașteptat. Ori vin sume mai mari de bani, ori dispar sume de bani, pentru că trebuie să fie cheltuieli destul de mari. Da? Deci, iată, dragii mei, de pe 3 aprilie până pe 11 iunie, aveți tot timpul din lume să vă faceți curățenie în tot ceea ce privește sectorul financiar, astfel încât să-l puneți pe roate și să nu mai așteptați să dea guvernanții, să dea UE, să dea FMI-ul, Banca Comercială Internațională, Banca Mondială, fiind toate instituțiile astea, că nu mai știu cum le zice, nu mai așteptați să ne ajute ei, ci încercați să vă luați salariu și să vedeți ce puteți eficientiza. Și dacă ajungeți într-un moment în care vă dați seama, domnule, am nevoie de mai mulți bani, adică am încercat, am nevoie de mai mulți bani, iată apropierea lui Mercur de Uranus. Pe data de 4 iunie vă poate da idei geniale. În perioada de retrogradare între 21 aprilie și 15 mai, aici vă invit să încercați, știți, trial and error. Da, if nu. Cum era schema logică de la informatică atunci când eram la școală. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine data viitoare.